Bună ziua, domnule Catrinei. Sunt. Am citit pe afiș că sunteți din Timișoara. De ce o expoziție la Botoșani? Da, am venit în arealul unde m-am născut. Că eu sunt născut aici în Vornicen și crescut școala primară în Mlădeni. De câtă vreme ați plecat în Timișoara? Din 1960. O viață de om. Din 1950 și am plecat din nevoie, politic. Acum s-au rezolvat lucrurile? S-au rezolvat de mult. Mai de mult, dar mi-a stricat cariera și viitorul de mic. Mai devreme era și fratele dumneavoastră aici, preot, care glumind spunea că este impresarul dumneavoastră. Cred el că a contat. El tot de mulți ani mă invită. Nu vin aici, nu vin și nu vin. Este mână, e departe și greu. Și numai aici îmi place sala, mai fost de multe ori. Și de-aia am venit și plus că m-au strecut aici pe internet și de ăștia din Vorniceni, ziarul Vornicenian, mai multe societăți, mi-a fost rușine să nu vin, la, să vin odată. La fie satului, nu? Da, și acolo au... Și plus că mi-a promis că vine și vă rugăște critică de la Iași, Valentin Ciucă, care însă a scos un dicționar de artă cortiș din Moldova și a strecut și eu și zic că ar fi încântat să vină și acum să văd. Unde simțiți că e acasă, aici sau la Timișoara, după atâția ani? Păi, rădăcinile te atrag, dar când pleci de mic și te obișnuiești, în final acolo ești acasă, cu toate că acolo viața e altfel. Deci aici oamenii sunt mai iubitori, mai buni, acolo sunt mai răi, că sunt patru nații de oameni care trăiesc acolo și să înțeleg bine și așa, dar bănățenii sunt mai egoiști, mai avari, mai... Atunci când vine vorba de artă, cum sunt? Eu le mai dau replică că ei au prins și ură pe mine, că eu am activat vreo 40 de ani la amator și apoi și președinte și nu le ies asta din cap, că nu uită. Succes la public îi deranjează, dar eu ce să le fac, că dacă le-am și dat peste nas, că orice pictor bun, de fapt, nici nu-i bănățean. De care sunt bănățeni și au fost buni și în istorie, toți sunt nemți sau unguri. Românii, sau moldoveni. Moldoveni mulți și sunt mai noși din Basarabia, din Chișinău, care sunt buni și talentați. Asta e, de exemplu, este o termocentrală pe hidrocentrală pe Bega. Asta e, aici sunt turbine electrice prin 1800 și nu știu cât. Turbinele alea care produc. Deci și o hidrocentrală poate deveni subiect pentru un tablou, nu? Fiindcă ni s-a impus o temă odată la Uniune să facem, tema era turbina. Și atunci fiecare a pictat ce-o... Nu era liber să aleg, dar mi-a plăcut peisajul arealul de aici, foarte frumos. Sunteți un pictor prolific, a câta expoziție ar fi? Personală poate a cinci de când fac expoziții, dar în Uniune este a șasea, șaptea, nu mai știu. Mai există un public bine conturat care să iubească arta, este pictura? Este așa o problemă în ziua de azi, sunt mulți care iubesc, la care le-ar place pictura. Dar n-au bani. N-au bani. Și unii tot zice, mie îmi place cum pictai înainte, adică o pictură mai realistă, că am făcut un stil cu o pictură plată, cu niște accente grafice, care trebuie să fie modernă, că le plăceau așa. Așa, așa, pictură din asta realistă. Pe înțelesul tuturor, nu? Da, dar asta s-au făcut până cu, chiar până în 1900, după aceea s-au schimbat. Deci v-ați tot schimbat stilul de-a lungul timpului? L-am schimbat dintr-o dată. Am pictat așa. E mai simplu așa, nu? Dintr-o dată? Sigur, așa eram obișnuit, dar o trebuie să găsesc o linie în ce am terminat facultatea, care să, în Uniune, nu s-admite. Datoria noastră este
nu ne luăm după cultivul, noi să-l cultivăm pe el, să-l aducem la un nivel, dar nici din ala abstract și să-l bate că nu mai percepe omul nimic. Eu consider că un tablou trebuie să-ți transmită o emoție, o stare, când stai într-un fotoliu să te uiți, să te odinești. Nu să te enervezi, mă, ce dracu a vrut să facă ăla acolo? Să te doare capul, nu? Așa, așa pe mine mă apucă, chiar cu tot. Am găsit aici o imagine familiară, parcă Eminescu. Da, pe acolo chiar statuia făcută. Cu cât timp în urmă ați pictat tablou? După o fotografie, înțeleg. După o fotografie veche. Și mai am una, am fotografiat prin 80, cred că. 79-80, vechi, nici nu se înțelegea, dar eu știindu-l cum, eu a fost mai ușor. L-ați pictat din memorie mai degrabă? Dacă ai numai conturul desenul, poți să-l faci pictul. Care e diferența când pictați după natură și după o fotografie? De acolo este altă emoție și altă stare și trebuie să pictezi destul de repede, într-o oră, două, să faci un tablou, fiindcă pleacă lumina, culoarea, nu mai este aceeași. Când faci cu acolo, după aceea, țac. Dar așa, atmosfera nu e. Atmosfera e alta și o poză te derutează. Poza face umbre dure, negre și când ești în natură vezi altceva. Și în natură unii fac umbre negre, nici nu există negru. Nu, dacă vă uitați în jur, nu e negru. Negru e albanosus. Diferite nuanțe și umbra are culoare. Și în natură umbra este mai caldă. Domnule Catrine, când este vernisajul? Vernisajul e luni la ora 16. Și? Ce le spuneți botoșănenilor? Dacă vin aici, le spun bine au venit. Dar bănuiesc că îi așteptați. Păi, îi aștept. Eu, pe mine mă interesează mai mult acțiunea, că mi-am făcut datoria și m-am deplasat în locul din natal. Bine, dar e important și ca să vadă tablourile cât mai mulți oameni, cred. Eu sper să vină să vadă, să facă publicitate peste tot, eu știu. Ei, uite, cred că facem și noi publicitate în felul ăsta. Că și la